Nu au avut ce să mai fure, așa că s-au gândit să fure clopotele din casa Domnului. Oamenii haini au smuls glasul bisericii din satul Valea Ursului, comuna Tâmna. Polițiștii din localitate au fost sesizați de preotul din sat cu privire la faptul că au fost furate clopotele bisericii, iar lacătul de la ușă a fost spart. Din cercetări a reieșit faptul că în noaptea de 14 decembrie s-a pătruns în biserică, fiind sustrase mai multe obiecte din interior, precum și clopotul aflat pe un postament în curtea bisericii. Polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fur calificat, cercetările fiind continuate pentru identificarea și tragerea la răspundere penală a autorilor. La data de 14 decembrie anul curent, polițiștii din cadrul postului de poliție Tâmna au fost sesizați telefonic de un bărbat de 40 de ani, reprezentant în cadrul unei parohii, cu privire la faptul că o biserică a fost spartă, fiind sustrase mai multe bunuri. Din cercetări a reieșit că în noaptea de 13 spre 14 decembrie s-a pătruns în biserică, fiind sustrase mai multe obiecte din interior, precum și clopotul aflat pe un postament în curtea bisericii. Polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fur calificat, cercetările fiind continuate pentru identificarea și tragerea la răspundere penală a autorilor. De asemenea, în urmă cu o săptămână, un tânăr de 22 de ani, reprezentant în cadrul altei parohii, a sesizat faptul că ar fi sustras clopotul bisericii. A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fur calificat și se continuă cercetările în vederea identificării autorilor, urmând ca la finalizarea acestora să se propună măsurile corespunzătoare. A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fur calificat și se continuă cercetările în vederea identificării autorilor.